Salutare oameni buni, aici Unciu aici și bine v-am găsit cu un alt episod din seria noastră de Let's Play. Astăzi voi juca Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Voi juca pe harta Green Run în modul, cum noi zicea, Transit. Înainte de a începe acest videoclip, aș vrea să vă rog pe fiecare parte să nu uitați să apăsați pe butonul de like pentru a susține această serie de Let's Play. Sper că putem să strângem 200 de like-uri măcar pentru acest episod. Ar fi genial dacă am strânge și noi atâtea like-uri. Ok, sunt alături de un român care, ei bine, nu prea e genul de om care să vorbească. Sau cel puțin nu știe cum, habar n-am. Și un tip, un străin, mă rog. Și ar fi super dacă aș putea să deschid ușa asta ca să pot să merg la mașină, să pot să înceapă tranzitul. Poc! Bun. Easy peasy. Bun. Bun. Destul de ușor. Ok. Poc. Bun. Practic, în modul transit, noi o să ne plimbăm cu mașinuța aia și o să trebuiască să ne plimbăm mereu. O să trebuiască să încercăm să facem cât mai multe runde posibile, să supraviețuim cât mai multe runde și să fim pe drum, ca să zic așa. Adică, na, să mergem mereu cu mașinuța aia și o să ne oprim la tot felul de stații. Mi se pare că sunt vreo 5 sau 6 stații, habar n-am câte. Noi acum, în momentul de față, trebuie să strângem niște puncte ca să putem să plecăm. Pe parcursul jocului vom primi arme mai bune în stațiile respective, gen ca să ne putem cumpăra și cutii și alte chestii de-astea. Probabil unul dintre voi știu deja despre ce vorbesc eu aici și sunteți ceva de genul: băi frate, mai oprește-te odată, plictisitor, le știm deja. Dar alții sunteți ceva de genul: wow, interesant jocul, interesant modul, interesant zombie, bine făcuți și canalul tău e de rahat. Glumesc. Canalul meu e bun. Sau nu este. Bun, avem suficienți bani, hai să încercăm totuși să facem mai mulți. Chiar vreau să mai am și ceva bani așa strânși deoparte când plec. Dar mi se pare că mașina aia nici nu pleacă decât dacă deschid ușile. Hai mă, mai mult zombie. Bring it, Bradney! Oh my god! Oh my fucking god! Oh my fucking god! Și-a pus bucile în fața mea. M-a excitat. What? Ce ăsta? Ce face ăsta? What? Ok. Ciobănescu needs to be revived. Revive-ză Ciobănescu. Păcat. E prost că am numai 2 gloanțe. Haide, haide, haide. Păcat. No! Ia uite frate ce m-am riscat, ești prost. Am făcut și poză. No! Yeah! Unde a plecat ăla, frate? Unde a dispărut tipul? Oh, uite-l! Help! 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 Yeah! Hai că-i dau revive-ul ăsta! Boop! Done! Destul de aproape! Double points! Ce face frate chestia asta? A, deschide ușa, bun, perfect, și n-am mai dat niciun ban, yes! Yes, 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 bun. Închidem chestia asta. Frate, ce-mi place cum își rotește ăsta la un moment dat capul. Mă rog, corpul. Și capul. E amuzant, tipul. Pup! Pup! Bun. Și acum o să mergem pentru o ceață. În mod normal, eu ca om, dacă trec prin ceața asta... What the fuck? Dacă trec prin ceața asta, o să sară tot felul de chestii după mine și pe mine și o să mor cam repede. Și de-aia este super, super, super recomandat să merg cu acest autobuz. Merge cam încet, da, dar e bun. Și acum aș putea să fac eu o chestie. Pleacă de aici. Gen să bag viteză până acolo și să iau arma aia, dar firea să fie, nu prea am când. Bine, eu armele astea pot să le iau și wave-uri, cu multe wave-uri mai în față și alte chestii de-astea. Oh. De ce încarcă două dacă are numai un glonț? What the frick? What the frick? Bun. Bun. Marș. Nevoie de o armă nouă. Bun. Pistol automat. Ok, reparăm. Da, eram sigur că s-au dat jos, ești nebun. Parcă știam. Bun. Fuck my life, fuck. Trebuie armă nouă. Armă nouă. Vreau armă. Flashbang, ce ăla? Bă, nu mă! Let me open! Bun. Dăm și mie ceva, acceptabil. Executioner! Oh! Da, căcat. Nu pot să o iau până chestia aia de shadow, pentru că asta ar însemna sinucidere curată. Deci practic am rămas blocat aici. Sunt în afara siguranței. Singur. Vai, mulțumesc, echipă. Mulțumesc pentru ajutor. Kaboom. Yeah. Kaboom. God damn it. Pleacă-mă de aici. Dacă vă întrebați ce se întâmplă cu autobuzul ăla, e bine, el merge cât mai departe. Adică merge mai departe, nu cât mai departe. Își vede de drum, dar se întoarce și aici. Se întoarce înapoi. Mai greu. Da. Mult, mult mai greu. Poc. Deci în momentul de față mi-e cam frică să mai ies pe afară, pentru că imediat mă execută ăștia. Armă super genială nu am. Handicapatul ăsta cam insistă. Stai mă jos acolo. Și mi-aș încerca norocul aici, la Mystery Box, să văd ce mai îmi dă. Poate primești și eu ceva mai bun? Yes! High capacity magazine? Well, no shit. Mulțumim pentru detalii, Sherlock. Ce tot... ce... Pleacă-mă de aici. Hello. Stai așa, am văzut ceva. F-part. Ce part, mă? What? Oh. Ok. Bă, Lego. Stai mă, potoli, mă. Bă, de bani nu pot să mă plâng, însă problema e că o să rămân și fără arme și fără muniție în curând, pentru că dacă mai iau mult din cutia asta, o să apară la un moment dat un teddy bear. Și teddy bear-ul ăla, nu știu cum să vă zic, e teddy bear-ul dumului. Adică tipul ăla o să-mi aluneze cutia. Bup, 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 bup. God damn it, e mult prea greu. I need a team. No. Adaugă part. Ah. Băi, frate, da. Marș. Mamă, dar insistent sunt frate ăștia. Și se spawnează cam instant. Pleacă mă de aici. Ad part. Îmi trozesc mâinile și se construiește o chestie. Bun. Genial. Aș vrea să fac și eu chestia asta în viața reală. Ok. Ce m-a adăugat eu aici? O portieră. Alright. Că ar trebui să construiesc chestia asta înapoi. And done. Bun. Aici nu are nevoie de reparații. Ce capul, mă? Ah, fac. O, norocul meu că mai am și shotgun-ul ăsta. Perfect. Bun. Nu apărea ursuleț, nu apărea ursuleț, nu apărea ursuleț, nu apărea... Nu! Teddy bear-ul dumului. A, perfect. Am și căzut jos. Genial. Genial. Uite-te și tu, frate, cum merg ăștia. Din păcate, acest gameplay se încheie cam aici. Am filmat vreo 11 minute. Ce-i drept, nu contează timpul, contează conținutul. Și hai să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 runde am reușit să supraviețuiesc. Am supraviețuit mai mult singur, cred că 5 runde, habar n-am cât am supraviețuit singur. Bineînțeles, nu există nicio șansă ca teammates-ii mei să mă reînvie. Absolut nicio șansă, pentru că ei sunt plecați cu mulți încolo. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Eu am fost Ciuncio și până data viitoare, vă urez tuturor multă baftă.